Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi, năpasta îi va lovi pe toți. Întâi pe cei din orașe, apoi pe cei de la țară. Timpul nu ne mai rabdă. Frații mei, voi intra direct în subiect. Dezastrul a început. Cum s-a ajuns aici și ce va urma, deja știu cititorii fideli a acestui blog. Blogul se numește Saxiv. Sau cei care au citit câte ceva despre sistem și profețiile din Sfânta Scriptură sau ale Sfinților Părinți. Ce trebuie să facem, iar s-a mai discutat, dar acest aspect trebuie reluat și asta cât mai des. În primul rând, trebuie să conștientizăm necesitatea ruperii de sistem. Trebuie să ne schimbăm multe din concepțiile ce le avem, să renunțăm la planurile ce ni le făcuserăm, pe când lumea părea încă normală, să privim altfel cele ce ne înconjoară, să începem a ne detașa de rutina de până acum. Pentru cei de la oraș, ruperea de sistem e extrem de dificilă, de aceea trebuie început acum, nu mâine. Trebuie neapărat să renunțăm definitiv la teoria fundamental greșită că și altădată în istoria umanității au fost războaie, că și altădată au fost crize, că și altădată a fost foamete, că și altădată au fost revoluții, adică că cele ce se petrec acum s-au mai petrecut și prin urmare să dormim pe noi, căci va trece. Nu vă lăsați înșelați, frații mei, căci evenimentele ce se află actualmente în desfășurare și mai ales cele ce iminent vor urma sunt unice în istoria umanității. Acest teribil cumul de probleme, criza, foamete, revolte, război, cu care se confruntă umanitatea într-o perioadă extrem de scurtă de timp, nu s-a mai petrecut vreodată la scara asta și nici nu se vor mai petrece. Ele au fost declanșate voit cu un singur scop: acceptarea de către omenirea soluției salvatoare, noua ordine mondială a guvernului mondial stăpânit de Antichrist și acceptarea semnului fiarei. Mulți întreabă, există scăpare? Pentru a putea răspunde, trebuie să definim foarte exact ce înseamnă scăpare. Dacă ne gândim la o modalitate de a fenta sistemul stând în marile orașe, răspunsul e nu. Dacă ne gândim la o retragere în comunități rurale, răspunsul este de asemenea nu. Ele nu reprezintă decât o foarte scurtă perioadă de pregătire, un soi de tragere a aerului în piept înaintea efortului, căci valul tsunami va lovi întâi orașele și apoi restul. Dacă însă prin scăpare înțelegem mântuire, atunci răspunsul este categoric da, există scăpare. Trebuie însă să înțelegem că deși omul e trecător pe acest pământ și prin urmare dator să se străduie pentru a beneficia de această scăpare, în timpuri, să le zicem normale, în vremurile apocaliptice ce vor urma, chestiunea devine ceva mai complicată. De aceea trebuie să ne pregătim în mod special. Asta înseamnă mai multă rugăciune decât până acum, înmulțirea faptelor bune, propovăduirea, mărturisirea și pentru mulți mucenicia. În plus însă, pentru a putea mai ușor porni pe drumul acesta, e necesară, după cum am spus, ruperea de sistem. Această rupere de sistem o putem asemănui cu ruperea de material, de necesitățile nenecesare. Semnul fiarei nu va fi impus cu forța, în sensul că nu ne vor lega de stâlpi și ni-l vor pune, ci va fi acceptat, căci altfel fără el nu vom putea vinde sau cumpăra. Dar de acest nu vei putea vinde sau cumpăra fără semn se sperie doar cei prinși în sistem. Unui pusnic, de exemplu, nu-i pasă. El stă în gaura sa din pământ și mănâncă ce-i de bunul Dumnezeu. El n-are necesități precum impozitul la casă, rata la bancă, benzina la mașină, îmbrăcămintea la modă, abonamentul la telefon, etc. Cum începe ruperea de sistem? Prin renunțări. Ai haine nerupte, nu mai lua altele. Ai mașină, vind-o. Ai casă la oraș, vind-o. Nu mai fă împrumuturi la bancă, nu contează cât de mulți bani ai. Fă toate acestea. De fapt, cu cât mai mulți ai, cu atât mai greu te vei rupe. Decide acum și nu amâna, rămâi în oraș sau pleci la țară. În primul caz, vei fi printre primii loviți. Cum te pregătești? Vinde acum cât lucrurile mai au încă un preț cât de cât. Mâine va fi mai mic, iar poimine poate nu vei mai avea cui vinde. Ce faci cu banii? Dacă al ortei le e frică de primul val, mută-i la țară. Cu restul banilor sau dacă ești singur, adună comori în ceruri, adică ajută-i pe alții. Dacă vrei să pleci la țară, începe acum, nu mâine. Închei acum socotelile de la oraș. Nu mai aștepta, căci aștepți degeaba. Trebuie să înțelegi însă că plecatul la țară nu este soluția ce va rezolva definitiv problema. Nici acolo nu vei scăpa de sistem, vei avea pământ acolo, vei avea casă. Deci ca să le poți avea, trebuie să fii încadrabil în sistem și ca să fii încadrabil în sistem, trebuie să porți semnul mai devreme sau mai târziu. Timpul nu mai are răbdare cu noi. Verile mergeam la țară, cum se spune la bunici, locuiam într-o căsuță de lemn și pământ, într-o mare lipsă de tot ceea ce se cheamă civilizație. Seara o petreceam la lumina lămpii cu gaz și ascultam povești. Cât de bogată și luminoasă ne apăra lumea, plină de taine și de frumuseți. Atunci trăiam parcă într-un alt fel de timp, participam la o altfel de istorie,
aceea deschisă către veșnicie. Timpul trece mai repede, mult mai repede ca înainte. Ați observat lucrul ăsta? Nu mai ai timp să citești o carte, să te gândești la ale tale, să te întâlnești cu prietenii apropiați. Nu-ți mai rămâne timp nici măcar cât să-l petreci cu copiii și cu însoțitorul de drum pe calea acestei vieți. Savanții au început chiar să măsoare scurtarea timpului și nu e ușor să măsori ceea ce este măsura tot ce există. Deci nu e stare și nici mișcare care să nu aibă timpul ca dureros sentiment al trecerii. Și-au ajuns ei la concluzia, nu știm prin ce socoteli, că azi 24 de ore trec la fel de repede pe cât înainte treceau numai 16 ore. Adică deja am pierdut o treime din timpul vieții noastre sau jumătate din timpul mediu în care suntem activi. Dar și părinți din pustia Sfântului Munte, pusnicii zilelor noastre, spun același lucru. Timpul trece azi cu mult mai repede decât în trecut. Iar lor nu le poate fi adusă acuza de subiectivitate psihologică dată de transformările sociale. Viteza tuturor proceselor a crescut și totuși timpul s-a scurtat, invers decât trebuia să fie. Iată deci că în pofida oricărei logici științifice, ideologii progresului s-au dovedit mari mincinoși. Nu ei ne ziceau în secolul trecut că progresul științific și tehnologic vor face ca mașinile să înlocuiască munca omului și astfel va prisosi timpul, da. Mașina de spălat ușurează munca femeii, dar aceasta e mult mai stresată de lipsa timpului decât atunci când spăla rufele la râu. Înainte de vreme, oamenii se mișcau încet cu rânduială în tot ceea ce împlineau de-a lungul unei zile, a tuturor zilelor vieților. Începeau ziua cu rugăciunea de dimineață și o sfârșeau cu cea de seară. La masă spuneau Tatăl nostru și nu se apucau de ceva până nu își făceau semnul Sfintei Cruci. Adică omul găsea răgaz în toată vremea și locul să-i zică o vorbă lui Dumnezeu și ca răspuns să primească în suflet încredințarea că nu e singur. Viața lui, deși era grea, cu urcușuri și coborâșuri, cum îndeopște trebuie să fie viața fiecăruia, pentru a învăța ceva din ea, îi aducea un sentiment de împlinire. Era o existență trăită plenar. Acum însă totul e făcut pe fugă, încât ne simțim aproape tot timpul văduviți de bucuria clipei, nedesăvârșiți în ceea ce facem și trăim. Și când îți faci rugăciunea pentru cei care au această râvnă, mintea nu este acolo. O ia înainte căutând la grijile zilei sau ale vieții cotidiene în general. Iar când te apuci de treabă, nu-ți mai stă mintea să-ți faci semnul crucii, că deja te gândești la altceva și până la urmă nici nu se potrivește cu peisajul. De parcă Dumnezeu ar trebui să se dea după lume, să se asemene cu ea și nu invers. Și uite așa rămâne omul singur. Nu numai pentru că nu-l mai are pe Dumnezeu împreună cu el, dar nici pe ceilalți oameni, prieteni, frați, soți sau soții, nu-i mai simte aproape. Asta fiindcă are ritmul lui atunci când aleargă. Alminteri grăbindu-te, cauți tot timpul înainte la ce va urma, cu nădejdea că va veni vremea să te liniștești. Dar viața trece repede și boala vine, vine și moartea, mai repede decât te aștepți înainte atât de doritul răgaz de liniștire și așezare într-o ai tăi, într-o ale tale. Dar putem înțelege și altfel această însingurare, grava. Ritmul nebun și gălăgia funciară a lumii în care trăim nu ne mai îngăduie să ascultăm pașii timizi ai celuilalt pe cărările sufletului nostru. Alergătura ne exilează cumva în afara granițelor propriului suflet. Că sufletul, ca și copilul sau dragostea, are nevoie să-i acorzi timp, are ritmul său, acel al comunicării adânc și liniștite cu Dumnezeu și cu celelalte suflete. Acest lucru îl înțelege mai cu seamă femeia pentru că îl simte cu o mai mare acuitate. Și pentru că ritmul zilei și ai anilor societății în care trăim ne înstrăinează pe termen lung de viața propriului suflet, ajungem să ne obișnuim cu această stare și ne simțim tot mai mult ca și cum nu am avea suflet. De aceea și prin teoriile evoluționiste, cu alte cuvinte, uităm de unde am plecat. Uităm limba natală a dragostei inocente, a peisajului unui suflet în care încăpeau atâtea frumuseți și taine. Și de multe ori murim printre străini, neștiuți de nimeni, după cum se întâmplă cu atât de mulți români, rătăciți printre cei lipsiți de dreapta credință, așa cum poporul evreu pentru o bucată de carne robea la egipteni. Așa a lăsat Dumnezeu, doar o înțelege omul văzându-le simbolic în cele trupești pe cele ce se petrec în ordinea Duhului. Arhitecții peisajului cotidian al societății moderne, biotehnologii, unei umanități supuse mașini au crezut că omul precum o piesă poate fi prelucrat într-atât încât să fie adus la stadiu de robot. Un calculator programabil care să răspundă eficient comenzilor sistemului. Și-au urmat acestui proiect, aducându-l pe individul occidental foarte aproape de acest deziderat.
dar totuși firea omului nu a putut o schimba cu totul. Înstrăinați de propriul suflet într-o lume a mașinii și informației, oamenii suferă fără să-și dea seama de ce. Cei mai mulți nici măcar nu știu că au suflet. Cum ar putea atunci să identifice și să înțeleagă suferința acestuia? E ca bolnavul pe care îl doare ceva, simt o mare slăbiciune, are amețeli și o stare de confuzie, dar nu știe să-i spună doctorului de unde îi vine suferința. Suferința resimțită de cea mai mare parte a oamenilor, care pe mulți îi face să se arunce în vârtejul la tot felul de păcate, este intim legată de acea scurgere bolnavă a timpului, ce nu mai are răbdare cu noi, tocmai pentru că nu mai măsoară petrecerea unei vieți împreună cu Dumnezeu. Izvorul timpului și al vieții, sau petrecerea împreună cu cei iubiți, cât și dragostea, și frumusețea, și binele, tot de la Dumnezeu sunt primite. E un timp dureros ce ne dă măsura înstrăinării, a oboselii alergării după nimic. Și cu cât alergăm mai mult, cu atât ne simțim mai singuri. Aici începe cercul vicios. Căci cu cât ne simțim mai singuri, cu atât ne este mai greu să suportăm trecerea dureroasă a timpului, ce nu-și mai găsește rostul și bucuria. Astfel că o luăm la fugă cu o grabă tot mai mare, ne ascundem în muncă, în obligații și griji de tot felul, iar în puținele răgazuri, când rămânem singuri cu noi înșine, ne este și mai greu și o luăm de la capăt. Tocmai de aceea a fost inventat televizorul, ca să vindece această singurătate funciară resimțită de lumea de astăzi, care l-a neglijat până la uitare și totală neștiință pe Dumnezeu. Televizorul, ziarele, internetul, senzaționalul, eroticul și violența, sentimente puternice, emoții copleșitoare, toate sunt făcute pentru a ne face să uităm că viața noastră a devenit extrem de scurtă și de chinuitoare. Trăim ca și cum nici nu am mai trăit propria viață. Vă rog să vă opriți o clipă din cursa aceasta a nimicului. Trebuie să ne regăsim timpul pierdut să-l recâștigăm. Cum? Mergând cât mai des la Sfânta Liturghie, timpul vieții sufletului nostru se adapă ca orice ființă pe lumea aceasta din darul lui Dumnezeu, în acest caz din timpul împărăției. Încercați să vedeți cum vi se schimbă viața. Vă rog să câștigați timp făcând răbdare la scaunul de spovedanie, căci păcatul e principalul vinovat de scurtarea timpului vieții noastre. Nu ne îngăduie Dumnezeu mai mult timp ca să nu adâncim și mai mult păcatele în care ne complăcem. Câștigați timp, oprindu-vă de câte ori puteți în timpul unei zile pentru a spune un Doamne miluiește. Câștigați și mai mult dând televizorul afară, fără rușinea, ce o să spună vecinii, prietenii și familia. Televizorul e cel mai mare cronofag din istoria lumii. Mănâncă zilnic în medie în jur de 3,7 ore din timpul tuturor, la bătrâni și copii mai mult, la adolescenți mai puțin. Vi se pare un lucru imposibil? Nu e oare mai ușor să renunți la televizor decât să suferi pierderea timpului atât de scump al vieții noastre, a clipei care trece și nu se mai întoarce, a timpului în care încă mai ești sănătos, încă mai ești viu? Ați cunoscut pe cineva fericit că se uită la televizor? Sau am uitat și chiar nu vrem să știm ce înseamnă fericirea? Atunci ne merităm soarta. Trebuie să recâștigăm timpul, redevenind sensibili la necazurile și durerile celorlalți prieteni, rude, vecini sau oameni de pe stradă, dar mai ales sensibil la glasul propriei inimi, atât de întristată, îndoliată, ca și cum am fi murit printre străini, îngropați fiind în grijile și plăcerile blestemate ale unei existențe lipsite de Dumnezeu. Vă rog să nu treceți cu vederea cuvintele acestea. Nu știm cât ne va mai răbda Domnul. Ne spune blogul Saxiv. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, și vă spun ca de obicei, pe curând!